În ultimele zile, în satul Furnica din comuna Dumbrăveni, județul Constanța, s-a înregistrat o creștere considerabilă a consumului de apă potabilă, concomitent cu o scădere a debitului de la nivelul sursei de captare subterană. Deoarece apa este consumată în cantități mai mari decât în mod uzual de către consumatori, nu se poate acumula un nivel optim în rezervorul de stocare, astfel încât să se asigure furnizarea apei în regim continuu. Ca urmare a acestei situații, Raja ISA este nevoită să furnizeze apă după un program prestabilit începând de astăzi, 28 mai 2020. 24 până marți 4 iunie, pentru a putea asigura un minim necesar tuturor consumatorilor și pentru a menține un nivel optim în rezervor. În această perioadă, apa va fi furnizată în satul Furnica doar pe timpul zilei, în intervalul orar 6-20, urmând ca pe timpul nopții să fie refăcute stocurile de apă din rezervor. Pentru a evita eventualele efecte negative cauzate de lipsa apei în intervalele orare menționate, recomandăm utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada în care va fi sistată furnizarea apei. Reamintim consumatorilor din zonele afectate că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumului peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea furnizării continue a apei.